Continuăm cu alte știri. După ce a fost lăsată uitării mai mult de jumătate de secol, troița ostășească din Iurceni, Nisporeni, a fost reabilitată și instalată în locul ei original, în parcul din centrul satului. Troița datează din anul 1943 și îi comemorează pe soldații români căzuți pentru Basarabia în cel de-al doilea război mondial. Inițiativa le aparține tinerilor de la asociația Faptă, nu Vorbă, care au colectat fonduri mai bine de 2 luni. Nicolae Rusu a lucrat umăr la umăr cu prietenii săi la instalarea troiței în curtea Muzeului de Istorie. El spune că principala sa motivație este unirea cu România. Troița pentru mine, pentru iurcenieni, pentru întreg neamul românesc reprezintă un simbol. Un simbol al reunificării, al românismului. Însă și atmosfera prietenească a asociației noastre ne-a făcut să muncim din plăcere. Localnicii sunt bucuroși că troița ostășească ocupă un loc de cinste în satul lor. Bine că se păstrează așa lucruri. Și normal că ar trebui să toate monumentele să păstreze așa istorie, să aducă aminte și copiii noștri, nepoții noștri. Suntem plăcut surprinși pentru așa fapte, pentru așa merit acestor băieți tineri. Bravo lor și le dorim la mai mult și la mai mare. Fiecare pas din ne apropie de actul unirii, pe care ne-l dorim și-l așteptăm. Bucuror de aceasta, pentru că avem toate lucruri frumoase la Iurceni, avem și parcul de cultură și monumentul Mihai Eminescu, l-avem acum aici, și muzeul, și această troiță e de importanță pentru noi foarte mare. Troița este împodobită cu ornamente sculptate în lemn care s-au păstrat intacte până în prezent și are încrustată monograma regelui Mihai I al României, dar și expresia "Nu uitați nicio clipă jertfa lor". Troița ostășească a fost reabilitată de meșterul popular Vasile Adam din Nisporeni. Toate lucrările au fost acoperite din donațiile a peste 300 de oameni de bună credință. Împrejitura aceasta care există pe troiță au fost păstrate, deci s-au săpat cu anumite scule. Am ajuns până la 5 mm și mai adânc, dar am păstrat tradiția, elementele originare care au fost. Cu siguranță n-avea să ne descurcăm fără sprijinul la sute de oameni care au răspuns la apelul nostru. Am reușit pentru că aveam de îndeplinit o datorie. Datoria să cinstim memoria eroilor neamului nostru. Prin această troiță, satul Iurceni devine o parte integrantă a memoriei românești legate de sacrificiul soldatului român, de sacrificiul statului român care s-a angajat în această bătălie pentru recuperarea Basarabiei. În luptele care s-au dat în 1941 pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupația sovietică au căzut aproximativ 5.000 de ostași români, peste 8.000 au dispărut, iar 20.000 au fost răniți.